Care e diferența între bumul anilor 2012 și anii 80 pe care le amintim din copilăria noastră? În anii 80 trebuia să faci multe trieri ca să rămână cei mai buni dintre cei mai buni. În anii 2012 toți care vin sunt bineveniți și îi iubesc la fel de mult. Sunt copii talentați, copii care vor să facă ceva seara între 8 și 10 altceva în afară de a sta în fața televizorului sau calculatorului sau a poate străzile sau orice altceva. Eu îi iubesc la fel de mult pe toți. L-am văzut pe Rabă, mai sunt așa de surpriză sau Rabă lucrează la o nouă promoție? Rabă, bineînțeles că l-ai văzut, Rabă este student al Universității Tehnice la Alba Iulia, este la anul, nu știu, 3 sau 4, abar n-am, și la a doua sau a treia facultate, nu știu. Dar a rămas acela sufletist alături de noi, ne ajută foarte mult pe copii, îi inspiră, îi mână de la spate, faceți, dregeți. Ce se întâmplă? Uite, el este, de exemplu, băiatul lui Palfi, cel care a acompaniat Brigada Bună în 87-86. A, deci se moștenește cum ar veni... Și mai sunt în Brigada unde câțiva copii al celor care au fost colegi în anii 80. Ați preluat ceva din texte, dar am văzut și ceva adaptat la ceva este obsession. Le-am readaptat puțin la zilele noastre. De exemplu, eu am rămas foarte surprins să aflu de la studenți că nu mai prea sunt examene orale, toate se dau în scris. Noi am prezentat pe scenă un examen oral și lumea s-a uitat cam contrariat. De ce și cum? Da. Textele de anii 80 vizau niște fenomene care se întâmplau atunci în Politehnică, se vorbea de niște profesori de atunci, de un student de atunci. Da, da, s-a da, schimbat da, ceva da. Între... S-au schimbat multe, sigur. Au dispărut multe din ce era atunci, de exemplu, nu mai este autogospodărire, care era la un mod bună. Nu mai este munca agricolă, nu mai este de serviciu la cantină. Ea mai bine la interviu. Da. Studenții au rămas aceiași. Problemele lor s-au schimbat foarte mult. Foarte, foarte mult. Și încercăm și noi să readaptăm texte, să facem altele noi. Ne mai ajută și studenții din ziua de astăzi care ne spun aia n-are rost să mai băgăm pe scenă că nu știe nimeni de ea, aia e bună, aia rămâne. Să vă facea că evenimente sunt. Până în lume. Din vechiul boom au apărut niște actori foarte talentați care și acum lucrează în televiziune. Din actualul boom vom mai vedea o nouă generație de realizatori de comedie de televiziune? Nu știu. Sincer să fiu, nu știu. Sunt copii talentați, dar... Sunt mai puțini față de lumea noastră. Dar sunt copii talentați, însă spre alte direcții. De exemplu, am fete care sunt coliste de muzică populară și care vin și cântă cu noi și ne ajută, dar așa ca și interpreți de umor, scenariști de umor, eu îi aștept cu mare plăcere. Sper să am ocazia să colaborez și cu studenți care să-și dorească acest lucru. Deocamdată avem niște studenți inimoși care vor să facă, vor să ducă înainte steagul bunului. Succes!